Rămași fără agonise la o viață după ce apelele au distrus casele și gospodăriile, oamenii afectați de inundații din județele Bacău, Buzău, Covasna și Neamț primesc ajutor din partea oltenilor. Prefectura Olta a anunțat astăzi demararea unei campanii de strângere de ajutoare. Donațiile se pot face de lunea viitoare, de pe 9 iulie, la sala de sport a Direcției Județene pentru Tineret și Sport, de pe Alea Viorelelor, zilnic între orele 8 și 18, ultima zi a campaniei fiind 18 iulie. Pot fi donate în mod voluntar următoarele categorii de produse: apă potabilă îmbuteliată, alimente neperisabile, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, cu rugămintea ca acestea să fie în stare decentă, electrocasnice, cu rugămintea ca acestea să fie în stare perfectă de funcționare, produse de igienă personală, se precizează într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Olt. La finalul campaniei, reprezentanții Prefecturii Olt vor lua legătura cu autoritățile din județele afectate de inundații, astfel încât produsele donate să ajungă acolo unde e mare nevoie de ele.